Nativii zodiei Leu. Mare bucurie pentru ei, evident, chiar în ziua de luni, soarele intră în semnul lor. Este o schimbare destul de importantă la nivel fizic, pentru că foarte posibil ca în ultimele 4 săptămâni, în ultima lună, evident, să fi resimțit, da, nevoia de odihnă, oboseală, să fi fost așa cumva o apatie, să aștepte ei lucrurile mai bune sau evident, au făcut față unor solicitări care nu au fost puține la nivel profesional, la locul de muncă sau în relația cu șeful, cu autoritățile, pentru că tocmai a fost Marte în semnul Taurului, acolo în casa 10-a. Cumva au rezistat, au făcut față, dar de acum se gândesc, stai dumne, că pot, că trebuie să fac și eu. Deci, așa cum le este felul, totuși revin la starea lor normală, de energie, de ambiție, de inițiative. Și tocmai de aceea am putea spune că începe o perioadă bună, foarte bună, una dintre cele mai bune perioade din acest an pentru ei. Soarele, Venus în semnul lor, pe de altă parte Marte și Jupiter în casa 11-a, pe de o parte noroc, pe de altă parte acțiune. Parcă simt, parcă intuiesc sau foarte posibil să fie în locul potrivit, la momentul potrivit, să discute cu persoana potrivită, este ceva, cu siguranță, un mic lucru, eveniment, întâlnire, discuție, apreciere, sfat din partea cuiva care îi bagă în priză, îi motivează, îi capacitează, îi fac să ia o decizie. Una peste alta, perioadă bună pentru ei și la nivel financiar, poate că abia acum încep să apară câștigurile pentru, mă rog, pentru o activitate. Când spun despre câștiguri, mă refer și la recompensă, mulțumiri, aprecieri. Unii dintre ei se vor gândi poate că e momentul potrivit să ridice tariful, prețurile pe care le solicită pentru prestațiile lor. Că este legată activitatea lor, că este legată de sezon, că așa sunt condițiile pe acolo. Din acest punct de vedere, da, foarte bine pot obține niște câștiguri suplimentare, cel puțin timp de o lună.